Salariații din învățământ, care sunt și membrii de sindicat, vor intra în grevă de avertisment miercuri 19 ianuarie. Protestul din educație este cauzat de refuzul guvernanților de a purta negocieri cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație și este o continuare a acțiunilor începute luna trecută. De grevă de avertisment, greva japoneză a fost în decembrie. Tot în decembrie au fost pichetările, tot în decembrie s-a încercat forțarea unor negocieri, dar se pare că n-am avut cu cine. Și atunci s-a ajuns la adunare de semnături și iar mâine următoarea formă de protest este grevă de avertisment, concetarea lucrului pentru timp de 2 ore. Pentru un subiect banal, încercăm să-l aducem pe premier la discuții, la negocieri. Ăsta este principalul obiectiv al grevei, să-l convingem pe premier să vină să stea de vorbă cu noi. Săptămâna trecută premierul s-a întâlnit cu asociațiile de elevi, dar cu reprezentanții profesorilor încă nu s-a întâlnit. O altă nemulțumire a sindicaliștilor din educație este legată de subfinanțarea sistemului de învățământ și neaplicarea prevederilor din legea salarizării. Veșnica nemulțumire care este în educație, subfinanțarea. În ultimii 5 ani nu s-a alocat nici măcar jumătatea din cât prevede legea, adică suntem pe undeva pe la 2,7-2,8% din PIB și paradoxul este că în niciunul din acești ultimii 5 ani nu s-au cheltuit tot banii alocați, tot bugetul. Al paradox. Și mai departe, revendicarea principală, pentru că totuși suntem organizație sindicală, ține de respectarea legii, a legii salarizării și de acordarea a ceea ce se cuvine profesorilor. Nu este o creștere salarială pe care o cerem noi acum în pandemie, nu este ceva exagerat, este doar legea din 2017 care încă nu este aplicată în totalitate în educație. Acțiunea de protest a sindicaliștilor din educație va avea loc între orele 11 și 13, perioadă în care activitatea didactică va fi întreruptă.